Bună ziua, iubibilor! Aici Felicia Ursărescu. Astăzi despre iubire. Dar înainte de a trece la subiectul acestui podcast, vreau să vă întreb dacă vă plac afirmațiile pe care am început să le postez aici pe canalul YouTube, dacă vă sunt utile și dacă rezonați cu ele. Practic, este un mic sondaj de opinie, așa rapid, ca să înțeleg dacă are vreun sens să continui. Și să știți că citesc toate mesajele și comentariile voastre, chiar dacă nu răspund imediat. Este doar o chestiune legată de gestiunea timpului. Apoi, țin să mulțumesc public celor care au încredere în munca mea și continuă să facă metoda de vindecare a copilului interior și mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordă dându-mi feedback-uri. Așadar, trecem la subiectul propriu-zis al podcastului și anume iubirea. Relațiile de iubire este un subiect pe care l-am mai discutat, dar se repropune frecvent, așa că hai să vorbim despre iubire. Cât de copleșitor este sentimentul când naște? Revelația neașteptată a unui sentiment care ne invadează sufletul, care cere spațiu, care colorează fiecare gând al nostru și care ne tulbură inima. Persoana care până mai ieri ne era necunoscută și indiferentă devine din ce în ce mai mult o persoană specială. Devine persoana justă, aia pe care am căutat-o dintotdeauna, persoana de neînlocuit, aceea care se împletește cu noi într-un acord temut și sperat în același timp. Să vorbim puțin despre femei, pentru că le cunosc mai bine. Femeia, prin esența sa, vine pe lume toată iubire. Nu că bărbații nu ar avea iubire, nu că nu ar fi iubire, dar s-a observat că nou-născutele, fetițele, surâd înaintea băieților. Fetițele vorbesc mai repede, sunt deschise să comunice mai repede cu ceilalți și au un nivel de socializare major. Par efectiv născute cu scopul de a se interesa de soarta celorlalți. Chiar și prieteniile sunt diferite între femei și bărbați. Prieteniile vorbesc de cele adevărate, unde nu există o concurență. În general, concurența între femei este o rivalitate în iubire. Ziceam, prietenile între femei sunt mai calde, mai intime, femeile sunt mai tolerante una cu cealaltă, femeile au grijă una de cealaltă în prietenie, își dau sfaturi, caută armonia. Bărbatul vede viitorul, să zicem, în linie dreaptă, femeia îl vede într-o linie ondulată sau în mai multe linii ondulate. De fapt, femeia este mai rotunjoară sau, mă rog, din natura noastră ar trebui să fie un pic mai armonioasă, așa, mai cu linii curbe, mai ondulate, iar bărbații așa mai drepți. Da, până și fizicitatea noastră vorbește despre energia feminină sau masculină pe care o avem. Bărbații în prietenie sunt uniți de competiție și dispute. Ei vorbesc despre carieră, politică, pasiuni sportive, iar femeile în general iau distanță dacă nu intră în energia masculină sau dacă nu intră în competiție cu bărbații. Dar așa diferiți cum suntem, bărbați și femei, ceea ce ne leagă este iubirea, ceea ce ne armonizează este iubirea, pentru că iubirea în sine este armonie. Durerile sufletului, care adeseori se reflectă asupra corpului, sunt în raport cu iubirea. Pământul nostru este poate plin de durere, dar cerul este neîndoielnic beat de fericire. Așadar, de la durere la fericire, există o scară a iubirii cu 7 trepte și hai să le vedem rapid. Prima treaptă este eu. Prima treaptă a iubirii, eu. Practic, este treapta în care este nou-născutul. În fiecare moment al vieții sale, nou-născutul caută iubirea și dacă unui nou-născut îi se refuză iubirea, acesta în scurt timp moare. A doua treaptă a iubirii a unei ființe umane este eu plus tu, în care practic sunt eu și mama, deci nou-născutul, copilul și mama. E fuziunea constantă între eu al fiului și tu al mamei. Dacă cineva lipsește din ecuație, intervine o foarte mare suferință. A treia treaptă a iubirii, eu plus noi, adică
expansiunea afectivității în familie, vorbim despre familie. Da? Deci copilul crește și se integrează și înțelege care este conceptul de familie. A patra treaptă a iubirii, eu plus eu. Și este vorba despre fuziunea în cuplu, ca o fericită expansiune a sinelui, a eului. Fără cuplu, egoul se simte singur și nu poate comunica. A cincea treaptă a iubirii este eu plus ei. Și aici privim societatea, comuniunea cu ceilalți, nu numai cu familia, nu numai în cuplu. Și dacă lipsește comuniunea și comunicarea, în acest caz, pe această cincea treaptă a iubirii, cel din față devine pentru ego doar un inamic, doar un concurent. A șasea treaptă a iubirii, eu plus viața. Și vorbim despre intimitatea cu natura, cu frumusețea, cu existența universală. Astfel se expande și mai mult cercul egoului. A șaptea treaptă, eu plus infinitul. Egoul se dizolvă în sacru, se contopește, este contopit cu sacrul, dar nu cotropit. Deci suntem eliberați de ego, suntem în afara răului. Hai să mai primim încă o dată cele șapte trepte ale iubirii, de la carne la spirit, de la pământ la cer. Ideea este că sunt persoane care se opresc la o anumită treaptă și nu continuă mai departe ascensiunea din diferite motive. La prima treaptă este clar că iubirea maternă este o necesitate vitală pentru bebeluș. Această primă treaptă se reflectă în multe afecțiuni ale noastre. Nici plantele din grădina noastră, nici animăluțele noastre nu ar fi ceea ce sunt dacă nu ar exista iubirea noastră, adică atenție, acceptare, hrană emoțională. La a doua treaptă este bine de știut că între mamiferi, raportul între mamă și copilul ei este biologic. Dar nu ne putem opri aici, deși foarte multe persoane rămân la această a doua treaptă, deci rămân doar la ori la iubirea de mamă, ori mama se blochează la iubirea pentru fiul său. Și cine rămâne aici suferă, nu există o evoluție personală, nu există o evoluție în iubire. Deci suntem mai aproape, să zicem, de partea de jos decât de partea de sus a scării iubirii. La a treia treaptă avem iubirea familiei, care evident vindecă singurătatea și ne învață să fim sociali. Mulți dintre noi, familia așa cum am avut-o, poate dezmembrată, poate ciunțită, chiar și violentă, dar mulți dintre noi își amintesc cu nostalgie și cu plăcere momente de tihnă, de comuniune în familie, de efectiv de iubire până la urmă. În familie învățăm sau nu învățăm evident ceea ce este iubire pentru celălalt. Tot în familie noi învățăm cum să formăm o familie sau să ne-o dorim sau să nu ne-o dorim. A patra treaptă este iubirea romantică, asupra căreia mă voi opri mai mult, pe care mulți o confundă cu sexul sau cu atracția, dar sex nu înseamnă iubire. Dimpotrivă, dacă este doar sex, este neiubire. Atracția sexuală, îndrăgosteala, este definită de cercetători ca o intoxicație la nivel cerebral. Această intoxicație inhibă cortexul prefrontal, astfel încât să nu mai vedem defectele celuilalt. Dimpotrivă, să mai adăugăm și propriile așteptări și proiecții, astfel încât să avem o rețetă perfectă pentru nefericire, dar rețeta perfectă pentru specia noastră, pentru că astfel putem să ne mulțim. Circulă acum nu numai printre guru noi epoși tehnologice, anumite persoane care sunt fără experiență, dar care doresc să se îmbogățească rapid pe net și fac o grămadă de manuale de seducție și nu mai știu ce metode, dar chiar și printre psihologi sau terapeuți, anumite concepte care probabil erau valabile pe vremea dinozaurilor și sunt valabile dintr-un anumit punct de vedere pentru conservarea speciei, cum am zis. Dar să ne amintim că acum nu mai suntem în pericol de extinție a speciei,
Iar natura este extraordinar de inteligentă și se autoreglează foarte rapid, mult mai rapid decât credem noi, astfel încât mă îndoiesc că aceste mecanisme cu adevărat ne ghidează viața în epoca actuală. Din păcate, toți noi avem tendința naturală să aderăm la un grup, aveam acel așa numit spirit de turmă și avem și acest spirit de a urma măgarul, nu, de cel care care mai înalt în turmă. Acum a devenit, scuzați, specialistul, nu? Acum sunt toți specialiști și noi mergem în turmă după specialiști. Și sunt specialiști care efectiv hipnotizează masele cu anumite idei, pentru că sunt foarte așa fascinante și atrăgătoare. Aceste idei legate de seducție și de iubirea romantică, pe care, curios, nimeni nu le pune la îndoială, dimpotrivă, așa cu minți cu minței, pun în aplicare regulile și teoriile și așa facem un talmeș-balmeș și ne întrebăm de ce, la nivel romantic, trăim vremurile pe care le trăim. Deci persoanele nu pun la îndoială ideea de durere asociată cu iubirea romantică, propovăduită în filme, în telenovele, în literatură și, cum am spus, de noi guru ai psihoterapiei. Nu pun la îndoială că Homo sapiens este exact sapiens, este un Homo sapiens și nu mai este un animal condus doar de impulsuri și instincte și, cum am zis, nici nu mai, măcar nu mai trăim într-o epocă în care să fim amenințați cu dispariția speciei, dimpotrivă, este exact contrarul. Mă distrez enorm să văd pe YouTube acești guru și gurese ale relațiilor care definesc femeia așa ca și căprioara din pădure, să zicem, sau mai bine spus, găina din coteț, iar pe bărbat, vânătorul însetat de sânge proaspăt. În două cuvinte, iubirea dintre femeie și bărbat este ilustrată într-un banc care mă distra enorm cu cocoșul și găina. Practic era o găină care tocmai a ochit cocoșul, țanțoș, și în sinea ei își zice: dacă fug și nu mă prinde, nu mă aleg cu nimic. Dacă mă las, zice că scurvă. Mai bine alerg puțin și apoi mă împiedic. Cam asta este în esență ceea ce spun gurul relațiilor. Femeia trebuie să aibă strategii ca să obțină ceea ce vor, iar bărbatul trebuie să demonstreze pene strălucitoare și să fie țanțoș și să fugă cu limba scoasă după femei și eventual cât mai multe, da, pentru că este un cocoș și mai multe găini. Adică bărbatul este vânător pentru că așa erau strămoșii noștri, care vânau dinozauri. Și pe deasupra ar trebui să fie poligam ca să asigure supraviețuirea speciei. Doar că există un mic amănunt. Între timp, este culmea, sunt neuroștiințele, noi cu știința am ajuns foarte departe și se fac cercetări în ceea ce privește creierul uman. Și ca să vezi, legăturile care sunt între neuronii unui singur creier depășesc numărul de stele pe care tot oamenii de știință le-au estimat. Dacă vă întrebați care este acest număr, vă spun că se estimează că în universul pe care noi îl putem observa în acest moment cu instrumentele actuale, sunt cel puțin 100, deci avem cel puțin 100 de miliarde de galaxii. Iar numărul de stele este estimat la peste 70.000 de miliarde de miliarde de stele. Și am să repet numărul. Peste 70.000 de miliarde de miliarde de stele. Deci un creier uman de inteligență medie are mai multe conexiuni nervoase, ceea ce spune potența, capacitatea unui creier uman, chiar dacă noi nu-l folosim, chiar dacă încercăm să-l anestetizăm. Nu există și probabil nici nu va exista vreodată un computer ca să depășească capacitățile unui creier uman. Și dacă doriți, aș putea realiza un podcast, pentru că este o ramură care mă interesează. Printre altele, urmăresc și un master de specializare în acest câmp și este într-adevăr uimitor de interesant subiectul. Dar pentru moment mi se pare suficient ca să exprim punctul meu de vedere. Deci cu
noile noastre capacități, da? Cu noul cortex care s-a dezvoltat în oameni și în bărbați inclusiv, chiar dacă noi femeile facem pe deșteptele și ne place să credem că suntem mai deștepte, mă întreb, încă mai nevoie să ne jucăm de avații ascunselea? Chiar vrem să credem, chiar vrem să ne lăsăm duși de nas că iubirea este un simplu joc, un joc pentru proști, până la urmă, gen, nu i-o dau acum ca să-i se pară că e scumpă și că e greu de obținut și o să-mi mărească, o să-mi crească acțiunile. Deci mi se pare absolut absurd să vorbim despre acest lucru în epoca noastră. Și din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere personal, toate aceste propovăduiri despre cum ar fi bărbatul și cum ar fi femeia și că de fapt ar trebui să facem, nu știu, tactici, tehnici de seducție și așa mai departe, nu este nimic altceva decât o altă modalitate de a manipula masele, de a manipula societatea, ca să o împingem și mai mult spre a consuma ceva și spre a deveni mai materialistă. Nu e altceva decât o metodă să ne facă să ne simțim inadecvați, să punem sentimentele, adevăratele sentimentele, pe ultimul loc, pentru că dacă începem din creier să facem strategii ca să-l cucerem pe X sau pe Y, atunci nu știu sentimentele unde mai au loc. Este interesant că pentru o lungă perioadă din istoria civilizației umane a fost matriarhatul, adică a fost femeia care a condus societatea. Noi, ca suflete, am experimentat matriarhatul pentru o foarte lungă perioadă istorică, care, după spusele unor feministe înrăite, reprezenta raiul pe pământ. Așa de rai nu cred că a fost, pentru că la un moment dat s-a terminat și dacă s-a terminat, s-a terminat din anumite motive, nu? Motivul pentru care s-a terminat este că s-a ajuns la o sărăcire a resurselor existențiale, care apoi a condus la confruntări războinice între diferite comunități, ceea ce a condus spre patriarhat. Noi trăim în patriarhat, mai degrabă nici măcar nu trăim, nici măcar în declin. Cred că efectiv acum, în această perioadă, în acești ani, cred cu tărie că noi asistăm la prăbușirea patriarhatului. Pentru că, practic, am ajuns la cealaltă extremă. În materialism, în supraabundență, în consumerism. În matriarhat era abundență de sentimente. De fapt, sentimentalismul excesiv a dus la lipsa resurselor materiale și a amenințat supraviețuirea speciei noastre. În patriarhat suntem la sfârșitul acestuia, cum am zis, dar suntem într-o abundență de resurse materiale și consumerism, dar suntem într-o lipsă acută de sentimente profunde, de colaborare. Și din nou am ajuns la amenințarea supraviețuirii speciei noastre pentru că am intoxicat casa noastră, și anume Mama Pământ, da? Cu acest consumerism și cu acest materialism așa de exagerat. Am dat din una în alta, practic am plecat dintr-o extremă și am sunt cealaltă, dar cred că așa este just pentru umanitate. Probabil ca suflete avem nevoie să experimentăm extremele ca să căutăm apoi echilibru. Narcisismul orb, lipsit de impulsuri emoționale, vine vândut ca terapie prin intermediul mijloacelor de comunicare de masă, prin social media. Și, din păcate, chiar sunt curente de formare psihologică care propun acest model. Așa cum am spus mai înainte, nu numai youtuberii care se inventează terapeuți peste noapte, dar chiar și persoane care au un anumit nume în domeniul psihoterapiei propovăduiesc astfel de idei. Personal, din atâta experiență cât am până acum, pot afirma cu certitudine că această cultură a egoismului nu face bine, nu face altceva decât să facă rău. Toată această alergătură, această cursă de a trăi pentru sine în material și aproape niciodată cu celălalt sau pentru celălalt ne îmbolnăvește. Inima noastră are nevoie să se deschidă și ca să se deschidă are nevoie de iubire, nu de obiecte, nu de a obține ceva prin forță.
Deschiderea inimii calmează necazurile și furie, diminuează egoul care este atât de nemulțumit, cu un apetit insațiabil, nesatisfăcut. Deschiderea inimii ne ajută să creștem bucuria noastră de a fi în viață, să ne bucurăm de viață, și dacă ți se iluminează inima, ți se iluminează și viața. Inima îmblânzită de iubire are nevoie de atenția și blândețea noastră ca să nu se mai împietrească. Altfel, dacă nu avem grijă de inima noastră, de sănătatea noastră emoțională, vom avea parte de pseudo-iubiri, de iubiri dureroase, absolut inutile pentru parcursul nostru evolutiv, orice s-ar spune. Pentru că cine iubește nu trebuie să calculeze câtă iubire dă și câtă primește, nu e o chestiune de piață, nu suntem într-un barter, altfel ar mai trebui să angajăm și un contabil, nu? Pentru a fi iubit, iubește fără să contabilizezi. Inima vrea să dăruiască și doar dăruind se umple de ceea ce dă. Și întotdeauna, dacă inima dăruiește ură, dăruind ură, se va umple de ură. Inima, dacă dăruiește iubire, dăruind iubire, se umple de iubire. Este foarte important să fim atenți la ceea ce dăm din inimă. Și contrar a ceea ce se spune, fă-ți lista cu calități și dacă nu are 255,5 calități, dacă îi lipsește o virgulă din calități, afară, eject, că e să vină altul, alta și așa mai departe, dacă nu îmi dă și nu-mi face ceea ce vreau eu, atunci nu vreau să fie în viața mea, etc., etc. Cum am zis, este cultura narcisismului. În realitate, slăbiciunile persoanei iubite, așa zisele defecte și chiar și greșelile sale sunt exact ceea ce avem nevoie ca să o iubim și mai mult. Noi iubim când iubim persoana așa cum este. Iubim ceea ce este de neiubit, pentru că atunci se intră într-o fuziune perfectă. Adevărat este că atunci când iubim o persoană, ne este drag de ea, chiar și ceea ce la alte persoane ne-ar face, să zicem, am găsit respingător, nu? Nu am putea iubi. Noi iubim o persoană chiar și când este rău, când are febră, când transpiră, când poate vomită pentru că este rău. Da? Nu e o chestie, să zicem, nu zine să îmbrățișez toți necunoscuții care sunt transpirați, poate ajuți pe cineva care se simte rău, dar există o diferență de acceptare și cum privim lucrurile și cum le facem cu o persoană pe care iubim. Iubirea în cuplu este, o privesc ca pe o societate secretă. Practic, ceea ce bărbatul este pentru femeia sa și ceea ce femeia este pentru bărbatul său, doar ei știu. Pentru că se arată calități și aspecte din sine pe care ceilalți nu le pot vedea și la care ceilalți nu au acces. În ochii celui care iubește devin vizibile daruri ascunse ale persoanei iubite, bogățiile sale ascunse, cum am zis, lucruri la care ceilalți nu au acces. Iubirea topește și transformă, cum am zis, atâta timp cât inima rămâne deschisă și ego-ul nu începe să-și ceară așa zisele sale drepturi, nu? Nu se duce în narcisism patologic. Aproape toți suntem narcisiști patologici. Și ce să facem noi acum în această societate care nu mai funcționează și care, așa cum cred, este pe cale de distrugere, autodistrugere, după patriarhat, ce mai urmează? Cred că societatea nu va mai putea funcționa așa cum funcționează acum, ca un imens ring de box unde femeile și bărbații se iau la pumni și lovituri sub centură pentru a demonstra care e mai tare și mai mare și pentru a obține puterea și pentru a face din celălalt un preș. Personal nu cred că avem nevoie de strategii ca să obținem ceva de la celălalt, mai ales în numele iubirii. Dacă am nevoie de o strategie ca să obțin ceva de la cineva, atunci ceea ce am obținut este o minciună.
Iar eu demonstrez neiubire de sine și neacceptare. Adică eu nu am încredere în cine sunt. Nu am încredere în mine ca persoană. Nu exist. Și oricum, când fac strategii, practic nu primesc ceea ce mi se cuvine pentru cine sunt eu ca persoană, dar obțin o recompensă pentru ceva ce fac. Și asta înseamnă că trebuie să luptăm, să demonstrăm, să continuăm, să obținem. Și în această obositoare cursă uităm să fim. Da? Probabil de asta multe femei înaintează cu vârsta și încep să-și facă operații de chirurgie plastică ca să demonstreze, ca să rămână pe piață, cum s-ar zice. Ca să continue să demonstreze, nu? Neînțelegând că în realitate când un bărbat se îndrăgostește cu adevărat, nu se îndrăgostește de corp, se îndrăgostește de suflet. Cred că femeia trebuie să-și redefinească rolul și poziția, cum de asemenea cred că și bărbatul trebuie să-și redefinească rolul și poziția sa de bărbat. Vechile definiții, vechile paradigme, vechile haine, vechile roluri care erau până acum nu ni se mai potrivesc. Și această redefinire se va face la nivel de societate, trebuie să se facă la nivel de societate, pentru că fără societate noi nu putem trăi. Și societatea ne influențează prin diferite mecanisme materiale și nemateriale mai mult decât credem și decât am vrea. Și atâta timp cât noi, ca persoane, ne vom conforma modelului actual al societății și ne vom prezenta doar ca niște hălci de carne în vitrinele Facebook și Instagram, nu cred că putem să avem acces la această redefinire. Evident, ca societatea să se redefinească, fiecare dintre noi trebuie individual să se întrebe cine sunt eu ca femeie sau cine sunt eu ca bărbat, ce rol am eu în societate, cu ce anume pot contribui, ce înseamnă iubirea pentru mine, în ce măsură eu sunt această iubire. Și așa mai departe. Deci, ca de obicei, că vă rod urechile cu creșterea și dezvoltarea personală și cu autocunoașterea. Dar nu este o glumă. Lucrul individual pe sine este de fundamentală importanță, pentru că este adevărat că noi suntem doar niște picături într-un ocean. Dar să presupunem că în acest moment, tu care mă asculți, ai în mână un pahar de cristal minunat, cu apa cea mai pură, nenumărate picături de apă cristalină. Și vine cineva și picură o singură picătură de stricnină în paharul tău. Te asigur, oricât de frumos este paharul tău și oricât de transparentă este apa ta de izvor, oricâtă sete ți-ar fi, nu cred că ai bea acel pahar. Ai bea venin, pentru că toată apa aia cristalină a fost molipsită de la o singură picătură de stricnină. Exact așa și cu noi. Deci individual fiecare trebuie să lucreze pe sine, să se redefinească, să încerce să înțeleagă care este cu adevărat rolul său și ce anume vrea de la sine ca individ și ce anume poate da celorlalți. Repet, pentru că atunci când inima dă, atunci inima se umple de ceea ce dă. Și cred că noi suntem pionierii unei noi ere, ceea ce ne face viața un pic mai complicată, dar nu mai puțin frumoasă, nu? Pentru că avem provocări. Deci suntem generații foarte provocate, cred. De la matriarhat la patriarhat, ca să ajungem într-o nouă eră. Nici nu știu cum să o numesc. Parteneriahat. Nu în competiție, ci în parteneriat. Nu în luptă, ci într-un fel de dans, într-un vals, în colaborare, în acceptare a diferențelor, pentru a putea deschide inima fiecăruia dintre noi spre ceea ce tânjim, cel mai mult spre celălalt cu iubire. În zilele următoare voi publica un audio de afirmații pentru iubire. Sper să vă fie de folos. Până atunci, vă îmbrățișez cu infinită iubire oriunde ați fi. Aici Felicia Ursărescu, viață lungă și prosperitate!